Noi audieri în dosarul lui Ludovic Orban la Curtea Supremă au dat declarații în calitate de martori acționarul Realitatea TV Cosmin Gușă și Sorin Oancea, proprietarul B1 TV. În fața magistraților a venit și Ludovic Orban. Se pare că dosarele pe care le are domnul Dăreanu l-au determinat să facă niște declarații pentru care, dacă îi aparțin, va răspunde, evident. E normal să te întâlnești. Pentru asta cu asta se ocupă managerii de televiziune. Faptul că noi am fost, sau eu am fost băgat în acest dosar pentru simplu fapt că m-am întâlnit cu Ludovic Orban, mi se pare ca un act de intimidare asupra B1 TV. Niciodată nu s-a discutat despre bani cu Ludovic Orban. Era, m-am spus și instanței, era și nefiresc să discut cu candidatul despre contracte. Era și ilegal pentru că campania la local este gratuită. Sorin Oancea și Cosmin Gușă au fost audiați la Curtea Supremă în dosarul în care Ludovic Orban a fost denunțat la DNA de omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu. Fostul candidat PNL la primăria capitalei este urmărit penal pentru cumpărare de influențe. Nu am discutat decât despre chestiuni de finanțare legală, despre chestiuni care țin de modul în care e firească relația între un candidat și un post de televiziune. N-ați vorbit niciodată despre prezența dumneavoastră în emisiuni? Am discutat detalii tehnice care sunt specifice oricărei discuții pe care o porți cu reprezentanții mass media. Cel care a făcut denunțul, Tiberiu Urdăreanu, este cercetat și într-un dosar în care este acuzat că ar fi dat mită pentru care a fost trimis în judecată de procurorii DNA. Mita ar fi fost luată de fostul primar al municipiului Iași, Gheorghe Nichita. Concret, pe surse, nu Urdăreanu este cel care a dat efectiv banii pentru primarul Iașiului, ci complicele său, vicepreședintele UTI, Mihail Tănăsescu. Astfel că Urdăreanu nu a fost implicat direct, dar a acceptat să fie dați bani prin intermediar. Bine că n-a făcut un pomelnic cu toți oamenii din media care s-au întâlnit, pentru că s-a întâlnit cu toți reprezentanții televiziunilor, ziarilor, site-urilor de presă, că ați fi avut aici o coloană lungă de director sau patron de presă. Ați întâlnit cu Ludovic Orban în calitate de consultant politic sau în calitate de reprezentant al unei televiziuni? El m-a tot sunat după ce a fost nominalizat candidat să îmi ceară sfaturi, să mă întrebe cum să fac. Eu mai fac chestia asta pentru oamenii pe care îi cunosc în politică.